Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem episodul 2 din Dulciuri la un leu, ediția Kaufland. De data asta am avut din ce alege din Kaufland, nu pentru că ar fi mai ieftin sau ceva, ci pentru că e mai mare și am avut mai multe produse pe acolo. A trebuit să mă uit mai mult ca să găsesc tot așa chestii la un leu. Avem, bineînțeles, bonul și nu, n-am cumpărat atâtea numai dulciuri. Am mai cumpărat și niște chestii ce e bine să le am prin casă, cum ar fi patent, lichid de parbriz de iarnă, știți voi, chestii de-astea ce e bine să le ai prin casă în caz de orice, că nu știi când îți trebuie. Mai ales lichid de parbriz de iarnă, deși acum e iunie. Bun, o să încerc să filmez clipul mai repede, că e 11 noaptea când filmez acum. Vă mulțumesc pentru suportul acordat la primul episod cu Lidl-ul. Al treilea episod vedem cu ce o să facem, pe unde mai am eu drum, acolo să mă opresc și o să mai iau dulciul la un leu. Ce voiam să zic? Dacă vreți să vedeți în continuare episoade de genul, dați clipul mai departe, lăsați un like ca să împingă algoritmul acest episod. Puteți să faceți bucățele, să tăiați, să le puneți pe TikTok sau pe shorturi, dar să puneți acolo și canalul meu ca să atragem oameni aici. Luați-vă membru, mai fac și eu 10 lei. Exact cam cât investesc eu într-un episod de genul. Primul produs, croissant, marca Kaufland. Îl desfacem frumos, să nu ne bată vecinii țeavă. Îmi venea să-l bubui, dar nu-i bine că e 11 noaptea. Și nu vreau să mă trezesc cu poliția la ușă că mănânc dulciuri la ora asta. Am auzit o poveste de la cineva, că a chemat un vecin poliția, întâi le-a bătut în țeavă, după aia a chemat poliția că făceau oamenii șnițele sau dădeau cu aspiratorul duminică pe la ora 1. Deci da, orice e posibil în Bucureștiul ăsta. Dar nu s-a întâmplat faza în bloc aici, din fericire. Hai să vedem. Am ținut dulciurile la frigider ca să mi se facă rău. Am mai văzut o chestie pe net, căci că e bine ca croissantele, dar am văzut cu croissant magic, nu de ăsta Kaufland, să-l bagi în zi, în toaster un pic sau la microunde. O să încerc asta altă dată, dar hai să vedem cum este croissantul ăsta. 3, 2, 1. Are ciocolată din belciug. Ciocolata e bună, are blat ca lumea față de un 7 Days, dar la gust nu știu ce să zic. Aproximat e diferit față de 7 Days, 7 Days e mai mult foietaj, ăsta e blat ca lumea. E acceptabil, pentru un leu jumate sau cât a costat, e ok. Acum, surprinzător, avem ceva care chiar a costat vreo mai puțin de un leu și anume Eti Puff, parcă făcea și Andra Logan reclamă la Eti Puff sau doar cânta. Eti Puff, 59 de bani. Deci 60 de bani aproape pe chestia asta. Hai să vedem cum e, de unde Dumnezeu se desface. De aici. Că scrie în ungurește de unde se desface, frumos. Bine că eu n-am unghii acum. Trebuia să o aștept pe Teo să vină acasă, că are unghiile mai măricele decât mine. Ok, hai că i-am dat de cap. Să am grijă să nu dau cu răvașuri de-astea sau, mă rog, cum se cheamă, granulele astea. Se vede aici? Se vede. Hai să o gustăm. Am luat cu ciocolată, că mie îmi place ciocolata. E moale. Astea original sunt bomboane de pe Colivo. Nu e ceva excepțional. Asta chiar te... s-o dai de pomană. 60 de bani merită, dar nu mi-aș cumpăra așa ceva de poftă. Dar la bani ăștia e ok, la 60 de bani. Următorul, Barney, de la Casa de Marcat, care a costat, dacă nu greșesc, stați că găsesc acum, era mai jos parcă, Barney, 1,49 lei, ceea ce cred că e ok. Hai să vedem ce gust are Barney. Și eu știu pe cineva care încurca Barney cu Danonino. Îi ziceau la Barney ursul Danonino, în puii mei. Ok. Da. E invers. A venit așa, cu fața în jos Barney. Cam traumatizat săracul urs. Îmi place că i-a făcut aici buricul. Hai să vedem ce gust are. Îl mușcăm de cap? Nu. No. Hai să-l mușcăm de cur de data asta. Bă, da, cred că are un sirop mai pe la mijloc. Are o cremă. E bun, îmi place.
E chiar bun păstrat, mănânc. După ce termin clipul, îmi place. Ideea e că eu nici n-am mâncat acum. Când avem de la serviciu și special ca să pot să mănânc dulciurile. Dacă mai fi mâncat, nu mai mi-ar da de clip. Barney îmi place, e bun. Avem acum încă o imitație de Twix. 1,19 lei a costat. Hai să vedem ce gust are. Dacă îl desfacem frumos, e la ceva de genul am avut și de la Lidl. Hai că mi s-a rupt undeva pe aici. Ia să-l gustăm. Altfel când e rece, e mai bun. Și e bun, îmi place. E bun, îmi place. Merită. Și asta îmi place. Ce înseamnă să ții dulciurile la frigider, nu mai este așa de grețoase. Ceva ce a rămas uimit că am găsit la 1 lei și un pic, baton Nesquik 2, deci 2 batoane. Ăsta a fost 1,39 lei, care e ok. Și am văzut că sunt 2 batoane, deci înseamnă că trebuia să fie vreo 70 de bani batonul. 70-80, că na, în teorie cumperi mai mult, plătești mai puțin pe bucată, așa e teoretic. Practic, uneori e pe invers treaba, suntem și în luna iunie, adică na. Ok, hai că am făcut-o de oaie cu ambalajul ăsta. Vedem ce gust are. Da, e cu cremă de lapte, nu mă dă pe spate crema de lapte. Dar ok. Sincer, blatul e bun. Crema nu e extraordinară, dar îmi place blatul. Dar e bun. E ok. Deci, deși nu sunt mare fan cremă de lapte, e chiar bun pentru gusturile mele. Până acum n-am găsit nimic care să mă dezamăgească. Poate cel mai dezamăgitor e tipuful, dar e și cel mai ieftin. Adică, na, măcar nu e un cancer scump. Nu dau mulți bani să mă îmbolnăvesc după. Și așa, după clipurile astea, eu nu mai mănânc dulciuri câte o săptămână, că na, crește dracu glicemia în mine. Avem și Milka cu Oreo. Deci am avut noroc că am găsit câteva mai ieftine. Milka cu Oreo, Milka îmi sugi. Hai să gustăm. Bă, când el e rece, ciocolata e mai bună. O să fac o parte a doua cu Lidl de la un moment dat, că păcat de dulciurile alea care au calde. Dar sincer, și ăsta mi se pare grețos. E mai bun că e rece, dar tot grețos e. Niște biscuiți gen Pepito, doar că ăștia sunt Milka. Hai să caut biscuiți, poate găsesc așa. Norocul meu că în seara asta nu mai trebuie să mănânc. La câte calorii am băgat acum cu zahărul ăsta. 1,25 lei, ceea ce e ok. Bine, asta în mod normal se știu că e cutie mai mare în care sunt mai multe pachetele de-astea. Dar nu contează, important e că am găsit. A, și mai aveau și bomboane de-alea vărsate, gen Snickers de-alea micuțe sau ce erau bune de pus în pom. Dar nu, nu am gândit nici chiar așa. A, și mi s-a mai recomandat să mă duc la magazine de scară de bloc, genul ăla să cumpăr. Dar putea să aibă și acolo dulciuri ieftine. Sau să mă duc chiar la țară, că și acolo, na, sunt mai ieftine. Dar și cele mai proaste dulciuri acolo. Aș putea să fac asta. Dar nu o să fie prea multe cumpărat acolo și se treabă și vânzătorul. Bă, vigă, ce ne rog cu tine, cumpăr cei mai prost de aici. Hai să desfacem. Deci dacă n-ați mâncat Pepito, îmi pare rău. Genul ăla de biscuiți sunt ăștia. Numai că fiind crema Milka, ar trebui să fie mai bună. Milka, Milka, îmi suci. Ha-ha, am mai făcut gluba asta odată în clip. Extraordinar de bun. Comparativ cu chestia aia grețoasă, asta e mai bună. Nu știu dacă se vede, are și un pic de cremă de lapte, dar mare parte ciocolată. Ca să ne răsfățăm, avem și Roșen, 1,49 lei. Deci mă mir că am găsit dulciuri de-astea ok la până într-o jumate în Kaufland. Să nu vă aud când zice să iau și sucuri de alea la 1 lei, 2 litri sau ceva de genul, dacă or mai fi. Alea scancerul curat. Aveau la Lidl, parcă ceva citronadă, limonadă, 1 lei. Aia care, cum să spun, sticle 2 litri, cred că avea 300 grame de zahăr, chestia aia. Nu mulțumesc, nu vreau să-mi beau cancer. Mai repede îl mănânc așa, îl bag în gură și îl mestec în ronții. Roșen, dacă nu știți, sunt mișto. Sunt undeva gen rom echivalentul. Au și cremă.
Dar bună crema asta. Mă rog, ciocolată neagră și cred că e rom ceva. Un pic spiritos, aromat, așa. E ok. Dacă am avut în episodul anterior Antonia, acum avem tot ceva de gen Eugenie. Ce credeți că mai zic o denumire de fată? Nu știu cât au fost biscuițe și nu știu că au fost ieftini. Vedere, ăștia sunt? Vedere? Vreau din România, da. Biscuițe ăștia cred că au fost și mai ieftini. 69 de bani. Bineînțeles, marca magazinului. Dai să vedem dacă se compară cu Antonia sau nu. Exact. Croco Dobrogea. Dar crema e un pic mai aromată. Biscuiți la 99 de bani. Cred că tot marca magazinului sau... Nu, zice că se cheamă Puin. Nu Kaufland sau vreau din România. Hai să ne pus un biscuit. Ok, deci eu am ținut la frigider și deja se lipește pe degete. Știți că ce mai bun rămâne pe degete, nu-i așa? Ok. Așa arată, nu-i desfac mai mult că mă murdăresc. Hai să luăm o gură. Ăștia nu-mi plac. Ăștia sunt dezamăgitori. Ăștia nu-mi plac. Mai bune Eugeniile alea, care au fost cu 30% mai ieftin decât ăștia. Un făgăraș, dar foarte micuț, adică... Îl vedeți. E... un pic mai lung decât nasul meu. Și nu faceți mișto din mine că am nasul mare, da? O să-mi bat un cui nas după că am luat Grigorescu. Făgărașul ăsta a costat, practic... 1,05 lei. Deci ne-am încadrat, dar e foarte mic. Bine, față de... dacă e să vorbim de produse românești, prefer rom decât făgărașul. Alții preferă făgăraș. Hai să gustăm, să vedem cum este aici, așa în ambalaj. Bun. Se vede textura. Mi se pare că făgărașul are și staf... Da, are stafide. De asta nu-mi place făgăraș care stafide. Mie nu-mi plac stafidele. Dar n-am prins niciuna. Bă, cât timp nu muși din stafide, e bun. Cred că nici stafide n-au băgat în el. Lasă că e bun dacă n-are stafide. Acum am dat stafide. Ah. Exceptăm faptul că are stafide și mie nu-mi plac stafidele. Ciocolata e super bună. Să vezi ce diabet fac pe tipul ăsta. 1,39 lei, napolitane cu ciocolată Madison. Dacă am avut Antonia, trebuie să avem un alt nume de fată acum. Hai să vedem ce gustau. Bine că n-au început să se încălzească. Dacă îl filmam ziua, se topeau dracu. Ok, văd că ciocolata pastea s-a pus cam cu scârbă. Hai măi, serios. Pare că au ciocolată. Dar numai pe mijloc. Pe laterale. Acum înțeleg de ce sunt așa ieftine. Hai să vedem ce gustau. Ce gust are Madison. E mai bună Madison decât Antonia? În niciun caz. Dacă scoatem la socoteală ciocolata aia de pe margini, îmi amintește de Alfors. Un pic așa. Nu-mi plac. Nici Madison nu-i bună, Antonia rămâne baza. Parcă era unul care cânta și îmi place de Antonia. 0,99 de bani alte napolitane, de data asta marca magazinului, Kaufland Plus, mă rog, se cheamă Mariena, dar cred că voi vedeți oglindit. Ce să zic, dacă n-am mers cu Madison, încercăm tot cu o fată cu numele M, de data asta Mariena. Mai e și piesa aia pe TikTok de nu mai scap de aia de văd clipuri. Mary, Mariena, sau ceva e genul. Bine, probabil că înțeleg eu numai ce vreau din versurile alea. Hai să vedem, bă. Nu s-au zgârcit cu ciocolata, măcar sunt învelite ca lubea. Știi cum e, îți pui prezervativul să acoperi tonul, numai vârful. Ce glume proaste am. Pică ciocolata, exact ca la ceva de la Lidl, pică ciocolata. Un strat subție ciocolată, dar sunt mai bune astea. Deci față de Madison, Mariana e mai ok. Pe,
Tot lumea își cumpăra de poftă. Comparativ cu Meriana astăzi mai ok. Cu Madison astăzi mai ok. Dar în continuare nu mă dau pe spate. Și să terminăm și de aici. Mai avem tot așa niște biscuiți Poen. Dar care e diferența? Deci ăștia se ia că nu mi-au plăcut și ăștia au ambalajul verde. Care e diferența? Ăștia cu glazură, ciocolată neagră, cioco, ăștia sunt cu biscuiți cu cacao glazurați. Cu gustarea copilăriei, nou. Deci asta e o aromă mai noucică. Ăștia au fost 0,99, ăi lați 1,15 €. Că sunt mai ușori ăștia cu 4 grame. Ăștia 33, ăia 37. Hai să ne pusim și biscuiți ăștia. Stau și eu mai drept. Mă, nu mi se lipește ciocolata pe degete măcar. Așa, să se vadă și aproape de aici de cameră cu sun. Diabet și cancer scrie pe mine acum. Ăștia-s mai buni. Ăștia-s mai buni, mai aromați. Bine. Tot nu mi-aș cumpăra de poftă, dar-s mai ok. Așa să primesc de pomană la o pomană, un parastas, e ok. Bun, ăsta a fost episodul de dulciuri la un leu, episodul, ediția cu Kaufland. Cei mai nașpa, nu știu care au fost, ori poenii aia primii de am arătat, ori Madison, nici asta nu mi-a plăcut. Parcă mai era ceva ce nu mi-a plăcut. A, chestia asta, chit că e rece, tot mi s-a părut ca îngrețoasă. Nici tipul ăsta n-a fost prea ok, nu întorc mai mult că pică pe jos granule de alea. Printre cele mai bune, roșenul ăsta, că am merit eu mai ieftin, și Barniu, da, roșen, Barni și Eugenile alea, biscuiții aia românescică. Asta a fost episodul, scrieți în comentarii ce mai puteam să cumpăr din Kaufland de un leu, un leu jumate pe vremurile astea de inflație. Eu nu mai mănânc nimic în seara asta că m-am băgat dulciuri la greu. Deja mă îngraș 5 kg numai din zahărul ăsta. Să scrieți magazine la care să merg pentru episodul următor. Vă las pe voi să decideți. Penny, Carrefour, Mega Image, deși la Mega Image nu știu ce găsești. Maxim 2 Eugenii. Dar o să trec și pe la Mega Image odată. Măcar Mega Image peste tot. Profi și mai ziceți voi alte magazine. La 2 pași. Bine, la 2 pași nu e atât de mare. Jumbo, că și în Jumbo sunt dulciuri și mai ieftine acolo. Vă las pe voi să decideți. Sau, mă rog, poate am eu drum între timp și ați prins voi ideea. Like, distribuire, membru, ce vreți voi. Dacă intrați în... Dacă vă luați membru, o să vă adaug. Dar întâi să-mi dați voi mesaj. O să, deci cum vă luați membru? Aveți o postare la secțiunea calitate de membru. Dați voi un pic mai jos că apar în multe clipuri de le pun exclusivități. Aveți un grup de WhatsApp unde mai discutăm chestii în culise. Puteți da sfaturi. Vă mai dau și eu așa bucățele ce urmează să postez. De asemenea, dacă deveniți membri, o să vedeți clipurile înaintea celorlalți cu 5, 6, 7 zile aproximativ. Depinde câte clipuri am deja editate și urmează să fie postate, dar oricum veți avea clipurile în exclusivitate voi. Unele reluări de live-uri, să zicem, alea mai panoramă cu OMTV în care, nu știu, fac eu o gafă mai incredibilă de mi-ar fi rușine cu așa ceva, o să rămână genul ăla de live-uri exclusivități pentru membrii. Și cam atât. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim pe data viitoare. Ciao les tuturor!